Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom face bulion de casă. De când sunt eu la lume, adică de 31 de ani, nu a fost vară în care să nu se facă bulion cu roșii din grădina mea. Vara, în curtea mea, se fac fel și fel de rețete pentru iarnă. De-a lungul anilor v-am arătat multe rețete pentru iarnă, iar astăzi facem bulionul. Aceasta este prima dată când fac bulion anul acesta. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 20 de kg de roșii coapte bine, o legătură de pătrunjel verde tocat și țelină, 5-6 ardei grași, 100 de grame de zahăr, 100 de grame de sare și 10 aspirine zdrobite. Începem prin a tăia roșiile. Scoatem cotorul verde și le tăiem în sferturi. Trecem roșiile prin mașina de bulion. Sucul obținut îl punem într-o cratiță. Pielițele le mai trecem încă o dată prin mașina la sfârșit. Acest pas e important pentru că din ele va ieși pulpa. Mașina mea de bulion este simplă, manuală, dar vă recomand cu toată încrederea. Am încercat să fac bulion și cu mașină electrică, dar nu le stoarce la fel de bine. Din întreaga cantitate de roșii am obținut 17 litri de suc. Punem cratița pe foc. Adăugăm zahăr, sare, toate după gust, aproximativ 100 de grame din fiecare, ardei și frunzele de pătrunjel și țelină pe care le-am legat cu oaltă pentru a nu se rupe în bulion. Lăsăm bulionul să fiarbă aproximativ 3 ore, din când în când amestecăm în el. Eu îl fierb în curte, pe foc cu lemne. În ultima oră de fiert punem și aspirinele zdrobite. Acest pas este opțional, știu că mulți dintre voi nu sunteți de acord cu asta, dar eu așa fac dintotdeauna. Când bulionul este gata, luăm de pe foc și îl punem în sticle. Sub fiecare sticlă am pus vârful unui cuțit ca să nu se spargă sticlele. După fierbere mi-au mai rămas 13 litri de bulion. Bulionul este gata. Priviți cât de bine arată. Are o culoare atât de frumoasă, este foarte bun la gust, perfect pentru a fi folosit în orice rețetă doriți. Punem capacele. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!